Astăzi, în săptămâna a cincea din postul Sfintelor Paști, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, credincioșii au participat la Denia, în cadrul căreia a fost citit integral canonul mare al Sfântului Andrei Criteanul. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Împreună cu ierarhul în rugăciune au fost părinții profesori și studenții teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, precum și credincioși. Înaintea ta, Cad Iisuse, greșit am ție, milostivește-te spre mine, ridică de la mine lanțul cel greu al păcatului și ca un îndurat dă-mi lacrimi de umilință. Slujba de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a fost transmisă în direct de postul de radio Renașterea, precum și pe pagina de Facebook a acestuia. Lumina ascultării lui Adam celui dintâi zidit, m-am cunoscut pe mine dezbrăcat de Dumnezeu și de împărăția cea pururea viitoare și de desfătare pentru păcatele mele.